citim, să punem la vot ordinea de zi, cine este pentru toată lumea. Domnul președinte, față de ultimul proiect de hotărâre, până la data ședinții nu a fost emisă decizia directorului ANAF cu privire la repartizarea sumelor. Cunoaștem sume, dar nu putem pune în aplicare hotărârea de guvern până nu primim decizia de la finanțe, fapt pentru care mă văd nevoie să retrag ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, urmă să-l aprobăm în ședință extraordinară la decembrie. Cine este de acord cu ordinea de zi, excludem punctul 12. Cine este pentru? Toată. Să punem la vot și procesele verbale de pe data 19.10, respectiv 20.10. Cine este pentru? Începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de teren din Comuna Gurabăi în vederea desemnării unor reprezentanți ai acestora în Comisia Locală de Fond cu CEA Gurabăi. Domnule primar? Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu că ne-a adunat ședința din noiembrie. Proiectul de hotărâre vine ca urmare a apariției unor modificări nedorite, să spunem așa, în componența Comisiei Locale de Fond Funcția. Știți foarte bine că pe lângă aparat de specialitate primar, viceprimar, fac parte și 2 până la 4 proprietari de terenuri din Comuna Gurabăi. Această comisie nu a mai fost actualizată de foarte, foarte mult timp, fapt pentru care avem pe domnul Clemen Strugaru, zis Mitică Strugaru, care este decedat. Mai avem pe domnul, cum îi spune, de la capăt, Radu Ion. Așa, Radu Ion, care este destul de în vârstă, este foarte greu să ajungă la ședințele de fond funciar. Ne mai salvează domnul Diaconu cu semnăturile și cam atât. Avem nevoie de o renominalizare a persoanelor în această Comisie Locală de Fond Funciar, respectiv 2 reprezentanți ai proprietarilor, fapt pentru care azi instituim primul demers, aprobăm prin hotărâre convocarea, urmând ca aceasta să fie realizată de parte specialitate printr-un anunț, iar după procedura de nominalizare și vot celor 2 reprezentanți, revenim în Consiliul Local cu hotărâre privind aprobarea noii componențe a Comisiei Locale de Fond Funciar. Unde ne trebuie chestia asta? Chiar dacă nu mai e vremea 90-95, când se emiteau titluri pe bandă roandă, mult și prost, mai avem rectificări de titluri, mai avem puneri în posesie, mai sunt lucruri pe care trebuie totuși să le derulăm la un nivel mai scăzut, dar ne împiedicăm mereu de lipsa de semnături a persoanelor din comisie. Comisia e foarte vastă, face parte și șeful polului Silvic, prefect. Ea este un șirac de persoane, dar aici face referire la proprietarii de terenul din Comuna Gurabăi care vor face parte din comisie. Mulțumim. Dacă mai sunt înscrie la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din Comuna Gurabăi. Domnule primar? Mulțumesc. E vorba mai mult de o actualizare la zi a spațiilor verzi pe care le avem aprobate prin documentație. Acestea vor face parte și din nou plan urbanistic general. E o solicitare a celor de la mediu de a avea actualizat această hotărâre privind registrul local al spațiilor verzi din Comuna Gurabăi. Documentația este mult mai vastă, v-am pus sub 5 reprezentativ, așa, doar pentru a avea la cunoștință despre cele 16 spații verzi pe care le avem aprobate și prevăzute în documentație. Mulțumim. Dacă mai putem scrie la cuvânt? Da. La domnul Brava sunt 2 școli. Domnul Brava și capital, poate. Nu. Nu, o singură școală. Școala 1, școala 2. Scrie 2 școli. La Motocești, eu știu că nu mai este școală. Nu mai este, e vorba de terenul aferent. Terenul este, terenul Motocești. Deci terenul aferent. Terenul este... La școala aia, am avut ieri, am făcut Crăciun acolo în 2013. Dar oricum... Nu l-a făcut? Da. Oricum la Motocești o să reducem, pentru că avem... Centrul de deșeuri. Centrul de deșeuri. Acolo va fi centrul de deșeuri. O să avem partea depus din intravilan, care va rămâne spații verzi. Deci tot o să mai rămână ceva ca pe spații verzi? Da, 2000. Da, să alocați, centrului de colectare și diferența de 2800 va rămâne spațiu verzi. Da, 4812.
da, despre asta e vorba. Mare parte nu are niciun efect neapărat în teritoriu. Cei de la Rada de Mediu vin și verifică ce suprafață de spațiu verde ai pe care locuitor. Este un normativ în vigoare, n-are să ne batem capul cu el. Avem această hotărâre, cu ultima oară dată din 2018, o actualizăm, îl prezentăm, îl avem, suntem uite. Dacă mai sunteți scrie la cuvânt, supunem la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării sărbătorilor publice stabilită prin lege a noului an și a bugetului alocat pentru aceasta. Domnule primar? După ce vă spuneam la ședința anterioară, am ajuns să facem slalom printre ordonanțe de urgență și pentru că vrem totuși să facem ceva la final de an. Mulți colegi de-ai mei au renunțat. Eu i-am sprijinit și le-am găsit formula asta. Dacă ați stat puțin să citiți ordonanța de urgență 90 din 2023, la articolul 1 alineam 4, ea instituie o interdicție de a organiza date, obiceiuri, festivaluri. Aveți acolo o înșiruire de interdicții. În schimb, următorul articol, articolul 5, spune că permite organizarea de sărbători publice stabilite prin lege. Legea care stabilește sărbătorile publice este Codul Muncii, legea 53/2003, articolul 139, de la aliniatul 1 și primul este 1 ianuarie. Noi, de fapt, nu organizăm date și obiceiuri. Noi o să organizăm sărbătoarea publică a noului an. Am luat mot-a-mot din ordonanță. Nu o să plătim noi direct persoanele care o să ne uri. Vor face parte dintr-un ansamblu mai mare numit contract de prestări servicii artistice și vor fi remunerați de către o firmă pe care noi o vom contracta în condițiile legii. Ca să putem face sărbătoare publică, deja vă anunț că s-au înscris 4 grupuri mari de căișori, de la 24 până la 30 de persoane plus fanfară. Evident se vor înscrie și formații de urși. Am informații că o să vină și Jevreniu, pentru că v-a spus alte primării nu o să facă. Și primării la care nu o să facă o să ne caute pe noi. Eu zic că e o ocazie frumoasă să continuăm ceea ce am început împreună. E același buget ca anul trecut. Dacă nu din cadră, vedem. Mulțumim, domnul primar. Dacă mai sunt pe la cuvânt, faci. Mieru. Buci. Buci. E, nu mai bine. Supunem la vot. Cine este pentru? Cinci. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii, privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor articolului 265 și 266 din legea numărul 207/2015, codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Domnule primar? Da, avem... Cred că a sărit un proiect de hotărâre. Proiectul numărul 4, cred că da. Proiectul numărul 4, da. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor legii numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și reorganizarea organigramei și a statutului nominal de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Burahoi și de trupator. Este exact legea de care vă vorbeam la ședința anterioară, care are fix efect zero în bugetul local. E vorba de desființarea funcțiilor publice vacante, desființarea funcțiilor de șef birou și punerea în aplicarea întregului ansamblu de articole care fac referire la administrația locală din legea 296/2023. Adresa instituției prefectului prin care mi solicită reducerea postului cu 10%. Vă spun așa. Impactul bugetar zero. Am desființat posturi vacante, neocupate, nebugetate. Nu. Funcția de șef serviciu devine șef birou. Șef de birou devine șef serviciu. Aceeași salarizare, aceeași cheltuială, doar altă mărie cu altă pălărie. Așa am spus, așa am făcut. Am desființat 4 funcții vacante de polițist local. Erau vacante. Și încă toate 2 care, pur și simplu, nu, erau vacante și nu mă ajutau cu nimic. Nu am desființat funcțiile publice vacante, numite posturi unice, care prin esența lor nu pot fi exercitate de către altcineva și au atribuții speciale. Legea îmi permite să derog la ele, așa cum sunt fondurile europene, șeful SVSU, urbanistul și multe alte atribuții pe care va trebui în continuare să folosesc procedura delegării de atribuții.
dar ca și efect zero economii la bugetul local. Multă hârtie, zero economie, ca să vă scrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii, privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor articolului 265 și 266 din legea numărul 207/2015, codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Domnule primar? Mulțumesc, domnule președinte. Urmează un set de proiecte de hotărâri care oarecum se leagă între ele. Fac referire la acele persoane care nu au nimic pe numele lor, dar în schimb registrează debite. Am mai vorbit noi despre aceste persoane. Am găsit, să zicem, și portița legală prin care se scoatem din evidența activă, se facem în evidența pasivă. Ei nu mai apară ca sume de încasat neapărat în reale, ci pur și simplu sunt insolvabili, așa cum vorbim de o firmă privată, să vorbim și de persoana fizică. Este și o lege a insolvenței persoanei fizice. Facem primul pas prin care stabilim procedura. Aveți acolo la material, inclusiv tot tehnologia, toată hârțogăraia, pentru a-i scoate din evidența activă, ca oameni de la care ai ce încasa, să-i duci într-o evidență pasivă, ca cei de la finanțe să înțeleagă că de la ei n-ai ce lua. Niciodată. Despre asta e vorba. Atât. Nu. Hârtirile am văzut la sabă, la material. Nu punem la vot. Cine este pentru? 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind promovarea acțiunilor, având ca obiect transformarea mediilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității. Domnule primar? Noi făceam lucrul ăsta deja. Promovam acțiuni în cadrul instanței. În schimb, ni s-a cerut un regulament și o hotărâre distinctă pentru activitățile care trebuie să le presteze ei. Ni se cer de fiecare dată când un om condamnat fiind civil, fiind penal, trebuie să presteze o muncă neremunerată, ni se cere acest proiect de hotărâre. Noi îl aveam, dacă v-ați aminte, la un loc cu cei de la 416, care trebuia să presteze anumite acțiuni în baza orilor pe care le aveau de făcut. Instanțele solicită o hotărâre distinctă, separată, care se facă referire la aceste persoane care sunt condamnate la muncă neremunerată în folosul comunității. Am aprobat un mic regulament cu acțiuni, cu activități, cu lucruri extrase din lege, o procedură pe care o vor respecta atât fetele taxe și impozite, cât și polițistul local, modul de convocare a persoanei pentru a putea în continuare să transformăm în muncă în folosul comunității amenzile contravenționale. Alte înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită, ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită. Domnule primar? Dacă vă veți uita puțin pe presă și o să scriți despre control de curse de conturi, ajungeam să trimitem plicuri fără nicio finalitate, iar cei de la Curtea de Conturi imputau acele plicuri care nu își găseau finalitatea într-o procedură de executare silită. Acum propun să acoperim această sumă cu contravaloarea areului, a plicului pe care îl trimitem și poștașii îl duc în teren cu confirmare de primire, pentru a nu ne fi imputate sume cheltuite cu poșta română, iar ăia tot nu au plătit nimic. Noi ne facem datoria la fiecare dosar, la fiecare act, de fapt, comunicat în cadrul dosarului, către ANAF, către bancă, către debitor, noi să ne acoperim cu contravaloarea areului. E 9 lei, 90 dacă nu mă șer, areu eu cu 10 lei, cum mai tipărim și hârtia. E acolo, e acoperitor. Acum trebuie să te acoperi la virgulă, dar totuși nici să nu recuperezi nimic. Toate înscrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Domnule primar? Da. Cred că asta
incumb în sarcina tuturor administrațiilor locale, este obligația prevăzută de respectiv codul fiscal. Conform INS, rata inflației pentru anul fiscal anterior este de 13,8% și trebuie să indexate toate taxele și impozitele cu această valoare. Este și singura majorare pe care o voi propune pentru anul viitor, este mai mult decât mult, mai mult decât suficient. Nu are rost să mai adăugăm nimic în plus. Dacă vă uitați la articolul 2, indice 2, am spus că nivelul taxei impozit local stabilit pentru anul 2024 se menține la nivelul anului 2023, indexat cu rata inflației. Adică nu mai fac alte majorări de taxe și impozite. Doar că să știți că este o obligație legală și dacă nu se va aproba, Curtea de Conturi va imputa. Și așa se încasează eu. Da, dar n-am... deci este o obligație legală. Nici eu n-aș fi de acord. Este o creștere foarte, foarte mare, de 13%. Dar vorbim doar de impozite și taxe locale. Băi, terenul, recurs, construcția auto. La auto am făcut o simbolă. Exact, scade, e mai ușor în impozitul. Ce zic? Domnul Gaman, spune. Dacă inflația va scădea, se micșorează și impozitul și nu se aplică la anul fiscal anterior. Deci dacă anul fiscal anterior va fi bătută cu ei. Aha, hai. Adeți firul urmă. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 28.06.2021. Privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului dispensar uman din satul Dumbrava, Comuna Horea Băiei, județul Bacău, către cabinet medical individual Matache Luminița, pentru prestarea de servicii medicale. Domnule primar? Pentru zona de sus a Comunei Dumbrava, Capta, poate și Temelia, poate și Codinata, am o mică surpriză. Există un cabinet medical individual, care un medic de familie care chiar vrea să vină în zonă. Și vine la pachet cu cardiolog și medic pediatru. Având în vedere că acest proiect de hotărâre nu s-a concretizat decât la început, pentru că nu s-au înscris pacienți, nu s-a transferat, în fine, a fost un eșec, să zicem. Propun astăzi revocarea hotărârii în sensul ridicării dreptului de administrare a imobilului de către doamna dr. Matache Luminița, revenirea imobilului la proprietarul de drept Consiliul Local, urmând ca în ședința din, eu am deja proiectul de hotărâre pus în publicare, puteți verifica, la ședința din decembrie, să aprobăm închirierea prin atribuire directă către nou solicitant, în vederea desfășurării activității medicale, nu schimbăm destinația, va fi exact același lucru, doar că există o persoană dornică să vină să facă treaba. Dă-l Doamne! Despre asta e vorba. Va putea deservi mult. Adică și Capăta, și Dumbrava, poate și Rădoaia, poate și Temelia, și Coltinata, n-ar fi o problemă, cred. Și l-a vrea să vină la pachet cu cardiolog și medic pediatru. Mai bine. Mai bine. Mulțumim. Dacă mă țineți la vânt, să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tănasa Daria pentru obținerea unor rezultate deosebite. Domnule primar, suntem în fața unui nou rezultat fenomenal al fetei acesteia. Nu știu dacă face ea performanțe cu miile de lei care le-am dat noi, dar sunt convins că am fost acolo când o a avut nevoie. Locul 2 în Belgia la un campionat internațional, eu zic că noi iarăși noi din drum. Suntem și noi cu 1000 de lei, dar numai că vreau să o premiez pe 31 decembrie, la data derulării date în șobicei, la scenă deschisă, pentru că chiar merită pentru performanțele din anul cu care le-au. V-am pus diplomele, v-am pus imagini de la concurs. E, la urma urmei, copilul nostru, e mândria noastră comună și nu sărăcim de 1000 de lei. Mulțumim, dacă mai zine scrie la fund. Supunem la vot. Cine este pentru? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui
stimulent educațional în natură pentru elevii școlii gimnaziale numărul 1 Gura Mei. Domnule primar? Vorba de pachetul pe care îl oferim în fiecare an sub forma acelor dulciuri pentru copiii ce urmează cursul școlii gimnaziale numărul 1 Gura Mei. Am preconizat deja lucrurile pe care le vor primi copiii. A trebuit să aprobăm prin hotărâri de Consiliul Local. Quantumul și suma vor fi plătite din bugetul local. Am avut grijă să fie lucruri de calitate, lucruri, mă rog, să spunem, mărci renumite, așa, pe care știu că cei mici le doresc. Și poate nu au acces toți la ele în timpul anului și ar dori, zic, un Bounty sau un Mars sau un Twix, că astea sunt mai greu de obținut, că sunt mai scumpișoare. Și o să vedeți în pachete că am pus lucruri bune. Dacă am optat pentru un suc, nu am pus orice suc, am pus un suc natural, mai ridicat puțin la preț. De asta e și 63 de lei cu TVA inclus pentru fiecare copil. Iarăși consider că nu, 25.000 de lei pe vreo 383 de copii. Consider că nu e un efort foarte mare, 25.000 de lei care investim la urma urmei în copiii noștri. Știu sigur că o să fie bucuroși, îl așteaptă, doar că vă spun de la bun început cu pachetul, nu o să-l mai dăm de Sfântul Nicolae, o să-l dăm pe 22 decembrie, chiar la ultima zi de cursuri. Vă aștept pe toți consilierii, o să vorbesc cu doamna director, zic dacă facem în cămin sau mergem individual în fiecare clasă. Cred că ar fi frumos, din punctul meu de vedere, să fiți prezenți întreg Consiliul Local, fiind și ultimul an de mandat întreg. Eu zic că e bine ca cei mici să cunoască persoanele care au votat, care timp de atâția ani de zile au avut grijă de ei. De asta vă invit ca să împărțim cadourile împreună și să țineți cont de chestia asta. O parte din consilieri au mai fost de-a lungul anului, dar de anul ăsta haideți să facem să fie toată în sală. Suntem 15-16 în Consiliu, cu mine, cu viceprimarul, fiecare ia un copil, un cadou, interacționează cu el, eu zic că va fi ceva frumos. Se adună pe toți aici la Gura Mei sau în fiecare școală? Aia n-are rost ca să... La fiecare școală. Asta o stabilim de comun acord cu doamna director. Nici n-ar vrea să-i bulucesc, nici n-ar vrea să dau peste cap programa, pentru că mai sunt și aia de după amiază. Nu o să ne putem întâlni chiar cu toți. Vin toți aici, vin și noi toți aici, dar cu ei cu totul. Rămâne să stabilesc asta cu doamna director, dar invitația rămâne valabilă, orică... Așa, pe principiul ăsta sunt și eu. Să mergem la fiecare școală, deși v-am spus la unii de școli, unii învață dimineața după amiază, nu să ne întâlnim cu cei de după amiază. Îi putem aduce pe toți, nu? Atunci, din principiu, rămâne la fiecare școală, stabilim o oră, un ora nouă, nu cred că e nici de vreme, nici târziu. 9-10, să vină și ea de după amiază și ea de dimineață. Dar v-am spus, ar fi foarte frumos ca întreg Consiliul Local să interacționeze cu cei mici. La 9, băi, și ai atâtea școli, aia e aici, aia e aici. Păi, domnul tătar, nu vrea. Tu vezi la 10, eu azi la 5 dimineață. Hai, somn. Dar nu trebuie să fie corespondență, de aia școală. Mai vreau să rezolv copiii, cred că mai e. Eu pentru aia care se scoală târziu. Am revăzut articolul, dar aș observa că nici într-un an nu am dus cadouri în sfera personală, nu au apărut insigni, nu au apărut numii, prenumii, în continuare o să fie primăria Gura Mei, la mulți ani, nu sunt pachete electorale, sunt pachete pentru copii. N-am făcut niciodată asta nici într-un an și nici o să o fac vreodată. Mulțumim, dacă mai sunt înscrie la cuvânt, să punem la vot. Cine este pentru? Numărul 12, interpelări, petiții diverse. Domnule primar? Puțin dezamăgit că n-a ajuns sumele. Vă spun și suma finală, dacă vreți. Se cunoaște suma. E 661.000 de lei. Deja propunerile le-ați văzut în cadrul proiectului de hotărâre cum ar vrea să ajungă. Avem o datorie de 30.500 promisă la învățământ și o să o dăm. Datii școliciei că am aprobat, suplimentare cu banii necesari pentru pachete la copii și restul merge la alimentare cu apă. A investit. Asta va fi și propunerea în următoarea ședință, doar că suma îi diferă puțin, că eram informați de 658.000, acum avem 661.000. O diferență micuță, dar bun. Ședința de guvern a fost
astăzi am fi așteptat sumă. S-a terminat licitația la Căminul la Dumbrava, avem o singură ofertă depusă. Și din discuțiile cu cel care a ofertat, 4-5 vrea să înceapă lucrările, cel puțin cele care se pot face în interior. Și dânsul mi-a reiterat că nu am mai văzut așa bătaie de joc. Vă invit să faceți un drum până la trecut Rotuș, când aveți timp. Să vedeți un cămin cultural făcut de colegul și prietenul meu Cătălin Sabo. Tot respectul pentru proiectant, pentru el, pentru cum a gândit un bun public, care va fi bun public, n-a avut nevoie de etaj, este suficient făcut pe un singur nivel, o curte mare, spațioasă, cu pavele 3D, cu o fântână arteziană în curte. Am spus tot respectul. Îmi pare rău și nu cred că a costat mai mult, dar cred că mai puțin. Din păcate asta am avut. Am avut la conducere, asta s-a obținut. Vom încerca în timp, după expertiză, după recepție, după înscrierea în cartea funciară, după controlul curții de conturi, să încercăm să-l optimizăm. Cum? Deocamdată n-am nicio idee. Pur și simplu mă duc acum cu cel care a depus oferta să-l facem funcțional. Să putem să-l deschidem, că sunt convins că dumbrăvenii de 7 ani sunt tare curios să vadă ce-i număr. Până nu va trece controlul curții de conturi, nu pot să fac prize jos de pereți, nu pot să dau invertoare jos de pereți, nu pot să sparg scena, pentru că ele trebuie văzute ca și cantități, trebuie recepționate și vizate. Pare rău, v-am spus. Pare rău, dar totodată nu spun că vă dau o vină, dar vă dau o culpă. Deci o culpă vă dau. Ați fost 3, 4, 5 consilieri locali, puteați să ceriți acces înăuntru, vedeți ce se întâmplă. Chiar dacă nu avea influență la vot, chiar dacă nu știu, nu te-a schimbat mare lucru, dar totuși puneați o presiune pe el. Păcat de banii băgați, de acea construcție, îmi dau silința să iasă ceva frumos, dar după urma lui Byron Construct, ceva frumos nu o să iasă. Oricât aș vrea, eu v-am spus, sunt dispus să mai aloc și bani pentru cele mai frumoase pierderi, cele mai... Nu va schimba faptul că este o clădire înghesuită. Degeaba grijesc vama. Deci nu, momentan, sincer, nu am în cap un proiect de optimizare. Dar poate cu timpul, poate cu un proiectant bun, poate greși v-am spus. După ce va trece curtea de conturi, se poate. Deci, spre exemplu, se poate elimina scena din zona respectivă. Mai reducem. Așa, se poate face o scenă frumoasă din lemn, acolo unde e mai jos plafonul la etaj, că cântăreții nu trebuie să sară în sus, sau jucătorii. Și mai mult, nu, dar măcar partea aia s-o eliberă. Îmi pare, nu spus totdeauna așa s-a întâmplat. Că tu prostia bună îți plătesc cu grăbare. I-am intrat odată sau două ori și mai am închis poate, mi-au dat voie. Nu, dar v-am spus, deci, un om care totuși ai ceva în cap, eu, domnul secretar, mă gândesc, băi, că nu mă pricep, eu nu bag. Nu mă duc eu să mă dau rotund acolo, nu sunt proiectant. Ce vrei să facem acolo? În primul rând, estimez numărul de persoane beneficiare, da? Păi Târgu Trotuș e mai mare ca noi, ca număr de populație. Și-a făcut un singur cămin în Târgu Trotuș. Domnul, dar o viziune de aia deschisă, largă, cu o curte mare, spațioasă, un iluminat frumos. Ăsta nici măcar iluminat are proiectoare de la de zici că suntem la, mă rog, la ălea care păzesc curții. Iată, schimbă o camere. Numai camere. Nu v-am spus, o lipsă totală de 4-7 de prize, mi-și frică ce o să spune Iisus, cum o să vadă atâtea prize pe rețe. Da. Deci până nu trece, trebuie să înțelegi că până nu trece controlul curții de conturi care să-l iasă, de bifieze, liste de cantități, să vadă, s-au pus, nu s-au pus, că ăștia numără, să știți. Numără indiferent de situații. Căminul așa va rămâne. Va fi dat în funcțiune, anul viitor l-am propus pentru secții de votare, dar ne dăm tot interesul să fie. Pe curtea de conturi? În 2025. Și nu atunci putem intervine pe nimic? Nu. Nu. Vă spun, nu. Dacă nu mi-a dat tot interesul, eu o singură intervenție, să facem expertiza ca să putem să intabulăm. Să intabulăm expertiza, da. La Motocești, la fel, va trebui terminat așa. L-am dat la ca secție de votare pentru anul viitor. Va trebui să prindem sume, să-l terminăm. Am făcut deja astăzi cererea pentru acordarea la energie electrică. Va trebui terminat. Pentru că, na, discutând cu unul cu altul, era mai simplu, v-am spus, cumpărăm un container. Dar tot o pată pe ochii noștri rămânea, deși știți că lumea, uite ce-mi apucat de făcut.
domnule, s-a băgat niște bani și după aia și botul joc de el. Plătiri neterminate, nu vreau să-mi întâmplă pe timpul mandatului meu. Dacă merită, asta vă spun că nu puteam face multe alte lucruri cu banii respectivi. În materie de extinderiția de apă, capăta e aproape... Mai este un pic, mă, și deja intra pe la greșe. Recomind de vizitare, vanii și racordarea la apa ultimilor cetățeni din capăta. Deja pe dialogul voi s-au apucat, între timp noi lucrăm pentru obținerea acordului de mediu la Dubrava și Temelia, astfel încât când vremea va permite să putem începe și ultimul raport la drumul județean, ce ține nu este stânga-dreapta, ca să definitiv în coapă. La canalul de exemplu asta? Cred că s-o definitivă procedura de licitație la extindere, nu? Cred că da. Nu știu să vă spun 100%, dar cred că da. Au fost două oferte. S-a terminat licitația la canalizare. Avem firmă ofertantă, nu știu dacă este și câștigătoare, nu s-au deschis încă oferte. Se face procedura de evaluare. Este o singură firmă. Lucrul ăsta, cam am spus mereu, mereu mă sperii când îți vine doar o firmă. Zici la cămin, doar o firmă. Știți cum? Era bine să fie un pic concurență. Totdeauna e bine să fie concurență. Că... scade prețul. Și scade prețul și în caz de ăla se întâmplă ceva cu el și vezi că nu-i serios și nu vine, rezilia contractul și ai dat la ofertantul de pe locul 2. Așa dacă nu trebuie să reiei procedura. Și un pic asta mă strânge. Dar eu sper că totuși ne va merge bine. Suntem la două studii de avizul de mediu la canalizare. Studii de inundabilitate, cu auzi că au fost inundați de două ori și unul au afluieri și servituri. După care se emite avizul de mediu și merge la autorizație de construit. Suntem și acolo avansați. Tragem să fie bine, deși v-am spus, în ultima perioadă, ordonanță ne cam pun pierici, una cu alta. Vremea ne permite, lucrăm când ne permite vremea. Știu să facem noroi, să facem dezastru, să facem mâl. Și vezi ce bine când vă curge apa din perete, o să uitați de mâl și de noroi. N-avem altă soluție dacă vrem să avem apă. Dacă nu, putem să lucrăm și noi, ca de ăștia, nu? Numai când e soare, numai când după umbreluță, după aia e prea mult soare. Stâmba de cu sufrage. Dumbrava? Terminată mai Dumbrava. Vin băieții lui, termină Dumbrava, convoacă recepția și... ce puteți face la... ce puteți face la... la mediul mai este, la temelie. N-au făcut ulița la voi? Noi, da. Lucrarea ăștia și drumul, da. Și n-au lucrat. Da. Mai sunt dimontate exact 245 de lemn, vă spun că știu. Exact la DG, Dumbrava și probabil ulița la... da, da, atât. La asemenea, ești vorba de o jumătate de ziua. Da. Nu, dar sunt mișcări. Dimontează la 45 de lemn la zi. Au avut o problemă și noi, de altfel, suntem prinși în hârtii pentru că s-a convocat recepția la alimentare cu apă, s-a convocat recepția la drum. Lumea spune că recepția se face așa ușor, dar domnul Panțărul vă poate spune cam câte hârtii necesită o recepție. La carte tehnică, la convocare, desemnare membrii în comisie, sunt niște proceduri de făcut și toate durează. Comunicarea către ISC, verificarea dacă am plătit cotele către ei, sunt niște... referate, dirigenți, proiectanți... sunt niște proceduri care oricum îți iau timp și un singur om, toate le are programate, trebuie să-și le fac așa, cum când poate. În schimb, ușor, ușor, zic eu că ne apropiem de ceea ce ne-am propus. La drumuri ce mai fac ceva? La drumuri, în marți, avem fază determinantă pe dealul Inății și Zăvoi. Știu că e rău. Știu că e rău. Ne-a întârziat două lucruri. Unul, reclamația celor doi cetățeni cu privire la dărâmarea pereților. Aveți doi vecini acolo, doi colegi care au sesizat faptul că le-am vibrocompactorul le-a dărâmat casă. Dar au uitat să spună că n-au fundații la casă. Da, sunt și altfel, să știți. Da, sunt și astfel de oameni. Reclamații scrise? Da. Sau verbal așa? Nu, reclamații scrise. Trebuie să duc firma care a făcut reciclat cu inginerul să verifice dacă se confirmă sau nu. N-are rost să dau nume. Ai treabă și tu. Vecine. Dar nu zice nimeni. Da, nu. La noi vreau cu drumul, o să greșim cu ăla. Concetățenii dumneavoastră. Acolo. În care să duc, mă duc la ei. N-are rost să pronunțăm. Faza terminantă se face la 14 ani. La tine, la tine, la tine. N-are rost. Păi pe acolo, pe chichirea. Vă spun în privat. Da? Nu mai întreba așa tu, aici. După faza determinantă, în care ISC-ul își pune avizul, constructorul va așterni balastul exact cum așa, ulițele toate celelalte sunt practicabile, sunt pregătite, sunt conservate pentru iarnă. Nu sunt probleme pe timp de iarnă. Dacă vremea permite, eu noi am primit astăzi adresele la ei, ei nu vor să stau lucrând, ei vor să continue. Doar să permite vremea până la minus 5 grade.
dacă se anunță mai jos de minus 5 grade, nu vor mai turna așa, vor face doar, vor pune tuburi, traversări, ceea ce le permite vremea să facă fără să implice beton. Dar oricum, la forța care o are, vă spun că toarnă. Doar astea două proceduri, se iau probe de laborator, se trimit la laborator, se fac probe de încercări, certificat de calitate, conformitate. Asta verifică ISC-ul. Asta este treaba ISC-ului. Din 8 drumuri am picat cu 2. Vine când am picat cu 4 la control. Na, trebuie să-și facă și ISC-ul treaba. Mi se pare că sunt unul sau doi inspectori pe drumuri, unul sau doi pe apă, pe canal, sunt foarte puțin și ei. Sunt 93 de wateuri. Fiecare are lucrări de apă, de canal, de drumuri, fiecare îi convoacă în teren. Plus că mai sunt și vecini de noștri care nu mă reclamă la ISC în continuu. Și trebuie să mai stai, dar răspuns. Cine mai învață la două primări? N-ar putea să știi de tamă. Păi las propus, sunt comisia de fond fruciaș. Poate vă iau din indemnizați. Prefectura și cu... Ea trebuie pe bus și v-a zis că nu vor ajuns plicuța, dar chitanță ce mai vrei. Pe 31 la fel. Vă așteptăm la date și obiceiuri. O să fie frumos, dar oricum ne vedem într-o ședință. Cine tai cu cine are? Mă gândeam că scopus pe ei. Are tu ai. E dar cu zici lei programul. O donație ceva nimic. Cum? O donație ceva nimic, dar nu te poți să-l vezi. Da, am o donație. Oricum ne mai vedem de două ori în decembrie la ședință, sau poate dacă vin sumele până se reau activitățile, am să convoc o ordinară pentru toată luna decembrie și să fie totul făcut, că după aia nu o să mai fie timp. E la bună pe 25 mergi. Pe 24, nu pe 25. Pe 25. Pe 24. Să mănânc și oriciu. Pe 25 la ora 9. E luni. Nu, 25-26 luni. Ce-ar mai dat bani, mi-ai prima zi de Crăciun, nu? Dar n-ajungă. Ați văzut că n-ai voie să dai bani. Și-așa, credeți-mă, și-așa. Asta e o inovație, așa ca să spun, invenție. Se uită toți primarii cu asta. Cum? Ce sărbătoarea noului an? Da, este o formulare din lege. Asta ca să... legea permite așa că zbotița. Îți trebuie și o leacă de curaj să o aplici. Știți? O citești aici. Virgulă și sau. Depinde. Mulți nu o să facă, v-am spus, mulți nu o să facă. Acolo îi citesc primul lucru, doar din donații sau sponsorizări. Cine face donații la lui? Nu știu, nu știu eu. Dacă de societăți avem... Oh, da, 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 foarte bine a spus domnul. Domnul, fostul Dumnezeu să ne ierte rău pe ei, mă ducea cu sacul așa ce rea. Și ce face? Spune ca domnul Antoi, nu mergem cu nuci și cu... Nu, ce face? Așa era un aici, cu ăla, să ne așa au zis. Ați auzit că trebuie să o piele de urs, numai să o închiriez, dar nu s-o cumpere. Să nu înțeleg. Da, nu ce vă nu piu. Tradiții cu astea, să știți. Mă, Dorin, unde e ursul? Ursul filmat cu primar, el stai că a avut 3 pui la cot. Ia să vă urmă și asta. Dacă atunci vă nu piu și la cot, e primul județean, am făcut toate sărbători la toți. Ia, nu.